Aloha prieteni, eu sunt Tsunami și astăzi vreau să vedem împreună cât de nebună poate fi industria cripto, acest domeniu care a explodat în ultimele luni după aprobarea produsului Bitcoin Spot ETF și am pregătit în următoarele minute 5 criptomonede foarte interesante care arată cât de imprevizibilă este această piață în 2024. Domeniul cripto poate fi descris în multe feluri, dar în niciun caz ca un spațiu plictisitor, această piață oferind multe surprize, dar și proiecte originale și asta în timp ce inovează diferite industrii cu ajutorul tehnologiei blockchain. În lista de astăzi am pregătit câteva proiecte din diferite sectoare care ne arată cât de nebun poate fi acest spațiu și vom discuta atât de zona AI, cea de gaming pe blockchain, dar și de sectorul de meme coins ce este foarte popular în acest an. Ca de obicei, subliniez să nu luați acest video ca un sfat investițional și recomand să faceți întotdeauna propriul vostru research când vine vorba de această piață, mai ales că discutăm de o industrie foarte volatilă și în același timp imprevizibilă. 1. Artificial Superintelligence. Pe prima poziție în videoul de astăzi avem un proiect ce oficial nu există încă, dar Artificial Superintelligence Alliance este subiectul principal din spațiul cripto în ultima săptămână și reprezintă o fuziune între cele mai importante 3 proiecte cripto din sectorul de inteligență artificială. Astfel, SingularityNet, Ocean Protocol și Fetch AI au anunțat o fuziune prin care va lua naștere proiectul Superintelligence Alliance, un nou ecosistem ce va cuprinde cele mai reprezentative nume din spațiul AI în Big Data și care probabil va fi unul din proiectele de bază ale acestei industrii în acest ciclu cripto. Ca o scurtă prezentare, SingularityNet reprezintă un marketplace de soluții și servicii AI ce utilizează tokenul AGX, proiectul fiind dezvoltat de Dr. Ben Gorzel, care a ajutat de asemenea și la dezvoltarea celebrului robot Sophia. FetchAI este o platformă descentralizată unde oricine poate dezvolta, lansa și monetiza propriile aplicații AI, în timp ce Ocean Protocol reprezintă o rețea ce utilizează tehnologia blockchain pentru a facilita schimbul de date, oferind în același timp securitate și confidențialitate. Noul proiect, cunoscut și sub numele de Superintelligence Collective, intenționează să combine platforma de aplicații AI a celor de la Fetch cu marketplace-ul de servicii de inteligență artificială a celor de la SingularityNet și, bineînțeles, noul ecosistem va utiliza și framework-ul pentru schimbul de date a celor de la Ocean Protocol. Comunitatea din spatele acestor proiecte va putea vota pe 2 aprilie dacă este de acord cu acest nou ecosistem care se pare că va utiliza un nou token numit ASI. Acesta urmă să înlocuiască monedele Fed, AGX și Ocean și fiind evaluat la un market cap de peste 7,5 miliarde de dolari. Tokenul ASI va înlocui moneda Fed la o rată de 1:1, în timp ce Ocean și AGX vor avea o rată de conversie diferită, având în vedere că aceste monede au un preț mult mai mic, iar utilizatorii au fost anunțați că swap-ul în noul token se va face automat dacă țin monedele pe un exchange centralizat. Marele câștigător este cu siguranță Ocean, având în vedere că este proiectul mai mic și a avut de asemenea cel mai mare pump după acest anunț, iar Superintelligence Alliance reprezintă o fuziune unică în industria cripto, ce poate oferi un viitor proiect demn de celebrul top 10 CoinMarketCap. 2. Slotana. Sectorul de meme coins de pe Solana are parte de un hype uriaș în 2024, iar următorul proiect din lista de astăzi nu este încă lansat, dar arată încă o dată cât de nebun poate fi acest domeniu. Slotana reprezintă un nou meme coin de pe rețeaua Solana ce introduce un nou personaj în acest sector și proiectul are parte de o atenție destul de mare în ultimele zile, asta în special datorită campaniei sale de pre-sale. Și asta pentru că proiectul a prezentat în primă fază doar o adresă unde utilizatorii puteau trimite moneda SOL pentru a primi în viitor noul meme coin numit Slot, dar între timp site-ul Slotana a fost updatat pentru a oferi mai multe detalii pentru comunitatea cripto de pe Solana. Această abordare pentru campanie de pre-sale a fost utilizată în trecut și de alte nume chiar de pe Solana, Book of Meme sau Slur fiind două exemple populare sau chiar proiectul Capi de pe Multiverse X și, bineînțeles, acest tip de pre-sale poate fi destul de riscant pentru investitori, deși am văzut și creșteri interesante pe proiectele menționate mai devreme. Astfel, Slotana nu oferă niciun detaliu despre tokenul său și utilizatorii nu pot vedea informații despre supply, roadmap sau când moneda va fi listată oficial, dar memecoin-ul a reușit să strângă deja din partea comunității Solana peste 2 milioane de dolari. Pe site-ul oficial, proiectul oferă doar o adresă unde utilizatorii pot trimite monede SOL, iar de curând a introdus și o zonă dedicată pentru acest pre-sale, unde userii se pot conecta cu diferite wallet-uri compatibile cu Solana, precum Phantom, Solflare sau Trust Wallet, și menționează de asemenea că rata de conversie va fi de 10.000 de monede SLOT pentru o monedă Solana. De asemenea, comunitatea proiectului pe Twitter a depășit deja peste 3.000 de followeri și asta deși nimeni nu știe nimic oficial despre acest meme coin de pe Solana, iar anumite teorii vorbesc chiar de faptul că proiectul ar putea avea legătură cu proiectul Smug, un alt meme coin de pe rețeaua Solana care se pare că a interacționat cu profilul de Twitter a celor de la Solana.
Bineînțeles, recomand să faceți propriul vostru research dacă vreți să aflați mai multe despre acest meme coin de pe Solana, care, după cum vedem, arată din nou nebunia acestei industrii. 3. Portal. Domeniul de gaming pe blockchain este văzut de mulți ca o narrativă foarte importantă în următorul ciclu cripto. Iar astăzi avem pariță probabil unul din cele mai interesante proiecte de gaming lansate în ultimul an. Portal este un proiect lansat oficial la sfârșitul lunii februarie care intenționează să adune într-un singur loc toți gamerii și toate jocurile din spațiul blockchain, indiferent pe ce rețea au fost lansate. Practic, Portal reprezintă un ecosistem cross-chain pentru domeniul de gaming Web3 și proiectul intenționează să simplifice modul în care utilizatorii interacționează cu acest sector, având în vedere că poate fi dificil pentru noi utilizatori să acceseze diferite titluri care sunt pe mai multe blockchain-uri din această industrie. Proiectul colaborează cu Layer 0, un protocol axat pe interoperabilitate ce poate comunica cu peste 50 de blockchain-uri populare, iar Portal a reușit deja să strângă peste 200 de jocuri în propriul ecosistem. Tokenul proiectului apelează la tehnologia celor de la Layer 0 și poate fi utilizat pentru a cumpăra și vinde diferite iteme în jocurile de pe ecosistemul Portal, dar moneda are și un rol în guvernanța acestei platforme și utilizează chiar un sistem de staking prin care holderii vor primi diferite reward-uri oferite de partenerii proiectului Portal. Moneda ocupă în prezent poziția 250 în clasamentul CoinMarketCap și are un preț de aproximativ $2, iar Portal are o capitalizare de doar 300 de milioane de dolari. Și subliniez asta pentru că proiectul are un potențial foarte mare, având în vedere că strânge într-un singur loc unele din cele mai mari jocuri din domeniul de gaming pe blockchain și, practic, Portal poate deveni în viitor o versiune a platformei Steam în spațiul Web3. Singurul detaliu care nu îmi place la Portal este supply-ul și asta pentru că, momentan, doar 15% din monede se află în circulație, iar conform perioadei de vesting ar trebui să vedem cam 40% din supply lansat până la finalul acestui an. 4. Dogecoin 20. Continuăm cu un alt meme coin popular în această perioadă și discutăm despre Dogecoin 20, un nou meme coin inspirat de Doge ce momentan se află în etapa de pre-sale și care a reușit în ultimele săptămâni să strângă peste 10 milioane de dolari în această campanie. Proiectul introduce o nouă versiune a meme coinului Doge, dar apelând la rețeaua Ethereum, un blockchain foarte popular pentru sectorul de meme coins, având în vedere că are un număr uriaș de utilizatori. Noul meme coin este lansat ca un token ERC-20 pe rețeaua Ethereum, acesta fiind și motivul pentru care moneda utilizează numele de Dogecoin 20, iar proiectul prezintă pe site o zonă de tokenomics unde putem vedea că a alocat 25% din supply pentru campania de pre-sale. Dogecoin 20 profită și de atenția pe care sectorul de meme coins o are în 2024, dar și de popularitatea brandului Doge și, drept dovadă, vedem că a reușit să strângă peste 10 milioane de dolari în pre-sale, o cifră absolut uriașă pentru un meme coin ce nu a fost încă lansat. Și asta pentru că pre-sale-ul este încă în desfășurare și utilizatorii pot achiziționa moneda utilizând Ethereum sau USDT, iar conform site-ului oficial, listarea va avea loc în aproximativ 20 de zile. Proiectul menționează în roadmap că tokenul său va fi listat pe platforma celor de la Uniswap, probabil cel mai popular DEX pentru meme coin-urile de pe Ethereum, și de asemenea subliniază că lansarea va avea loc pe 20 aprilie, atunci când este ziua celebrului meme coin Doge. Proiectul oferă pe site atât un white paper cât și un scurt roadmap pentru 2024 în care prezintă mai multe detalii despre obiectivele pe care le are după listarea oficială și vom vedea în viitor dacă va reuși să profite și de atenția comunității Doge, probabil cea mai mare comunitate din sectorul de meme coins. 5. Zeta Chain. Lista de astăzi include și un proiect de tip Layer 1, iar Zeta Chain este un nume ce a tras atenția în acest an, având în vedere că inovează domeniul blockchain, dar în special sectorul proiectelor L1. Zeta Chain este atât un blockchain Layer 1, dar și o platformă pentru contractele inteligente, iar partea nebună este că această platformă oferă o conectivitate integrată cu toate rețelele blockchain existente. Proiectul poate fi descris ca o rețea omnichain ce oferă interoperabilitate cu alte layere populare și permite comunicarea cross-chain și chiar transferul de asset-uri, iar un alt detaliu interesant este că poate comunica chiar cu rețele ca Doge sau Bitcoin, chiar dacă acestea nu suportă încă tehnologia de smart contracts. Zeta Chain are ca fondator persoane ce au lucrat în trecut la Coinbase și Basic Attention Token, un alt proiect cripto popular, și aceștia descriu proiectul ca un layer ce intenționează să conecteze toate celelalte blockchain-uri existente. Proiectul a fost lansat pe launchpool-ul celor de la Bybit, o platformă ce a oferit multe proiecte interesante în ultimul an, și Zeta anunță deja parteneriate cu nume precum Sushi, OKX, BitGet sau BitNetwork.
Tokenul proiectului ocupă în prezent poziția 168 în clasamentul CoinMarketCap și are o capitalizare de aproximativ 500 de milioane de dolari, iar evoluția sa a fost destul de stabilă în ultimele luni și s-a învârtit în jurul valorii de 2 dolari. ZChain este unul din cele mai interesante proiecte de tip Layer 1 lansate în ultimii ani și proiectul poate oferi surprize mari în 2024, având în vedere utilitatea pe care o oferă în această industrie și nu m-ar mira că în acest an să vedem Zeta mult mai sus în clasamentul CoinMarketCap. Și acestea au fost cele 5 criptomonede de astăzi care ne arată cât de interesantă și nebună poate fi industria cripto și în 2024. Bineînțeles, sunt multe alte proiecte interesante pe care ar trebui să le cunoaștem în următorul an, iar pe unele dintre ele le voi prezenta într-un viitor videoclip. Sunt curios ce proiecte ați vrea să mai prezint în viitor pe canal și pe ce narrative cripto vă concentrați în acest an. Lăsați în comentarii părerile voastre, eu vă mulțumesc că ați urmărit acest video până la final, iar noi ne revedem în următorul episod. Aloha, prieteni!